Și era să tăia de acolo jos, apare un arsuturism martiriu în anul 1944 de păsări. Acolo ceva pe placa a doua s-a întâmplat, pentru că, vedeți, a dispărut de acolo continuitatea la ceea ce era scris. Vedeți, domnul, și e de lucru. Nu, anul 1944. Nu, nu, nu. Vedeți, spune așa. Deportați la Auș și suferiți martiriu în anul. Și a... Astea au suferit martirii, astea au murit tot. Tot. De aceea, în clasa asta, sunt mai puține, că astea erau copii mai mari. Astea au fost 15 ani. Astea erau fetițe de 14-15 ani. Astea câți ani aveau? Astea, 12, 12, 11, 10, 9, 8 și 6. Că până aici... Da. Nu există copil să fie supraviețuit. Așa e. Da. Până la 14 ani au mers direct toți în prima zi din tren direct în camera de cazare. Până la 14 ani. Până la 14 ani. Acum situația nu s-a legitimat nimeni. Da. Sunt cazuri că copii de 15 ani și au mers cu copiii ceilalți, cu, de 14 cu frați mai mici. Și au fost de 13 ani care a că e de 14 ani, dar nimeni nu s-a uitat acolo. De aceea, vedeți că ăștia toți au murit. O singură excepție. Gemenii. Aha. Pentru că Mengele, care ați auzit de el cine a fost Mengele, șef director pe tot Birkenau, făcea experiențe pe gemeni. Pentru că voia să afle secretul nașterii gemenilor. Ei după Holocaustul să știe că au fost exterminați evrei. Așa. Au început și cu romii și erau restul. Deci erau aprobați, urmau 30 de... 30, un lot da? De 30.000 de polonezi trebuia să intre. Și de la 14 ani, de acum, n-au mai văzut. Au mers la muncă. La muncă. A rămas în viață. O parte. O parte. Care a fost rezistent. Da, nu, adică din prima zi. Da, da. Și apoi unii... Dar nu spun, nu s-a citit acolo certificatul. Eu am avut o frază gemen de 14 ani. Dar nu împlinise 14 ani, dar nu contează. Da. Și un frate mi-a mit de 8 ani. Cel de 8 ani a pierit. Mama a mers cu gemii și cei doi gemeni. Eu am rămas cu trei frați și cu tata, am rămas în viață atunci. Dar am zis că cum a fost, cât am coborât, s-a spus că mai avem până la lagăr de mers, încă aici, cum vedeți și noi, este un pe jos. Un pe jos, trebuie lagărul, mai sunt 2-3 km până. Din păcate, tocmai azi n-au destule mașini ca să ne ducă pe toți acolo. Dar pentru bolnavi, pentru mame, pentru copii, vor găsi. Și cum am toți am coborât în fața trenului, 3.000, da. Am spus, rugăm ca părinții, mamele, cu copiii sub 14 ani și toți bolnavi și care nu pot merge, să treacă dincolo pe rol, că după ei vor veni mașini. Ce azi rămân pe rol și o să mergem pe jos. Toți cei care au trecut dincolo au mers direct în camera de cazare. Și frații mei au mers cu mama. Asta că sunt slăbuți, ce să muncească ei, da, gemenii. Și nici nu i-am declarat că sunt gemeni, să aibă să fie la unul cu mama, cu asta. Și așa ne-am zis. Dar nu știa asta ce se va întâmpla noi. Cum să știu? Pentru noastră, asta e cea mai mare rană a da. Mea personală. Am despărțit pe mama fără să o sărut. Da, trecut dincolo, că vă întâlniți dincolo, da. Asta mă constat și eu că un om normal după mine nu putea să... De unde să zic că nu e aici de despărțit pe veci? Mai ales că au vorbit foarte puțin. Să știți că, așa cum am folosit ultimele cuceriri ale tehnicii, da. Eu am făcut acele camere de cazare pentru prima dată. V-au rugat frumos, vă rugăm frumos. De ce? Vă închipiți că... coboară 3.000 de oameni. Dacă acolo se puteau bun sau împingeau o mamă, scăpa un copil și începea să țipe și începeau 3.000 de oameni să urle, ce să facă?
Să știți că SSC nu a fost acolo mai mult de 10-15. Putea să vă împrăștiați. Tocmai pe asta, da. Ce să facă? La 100 de metri de noi era lagărul, unde erau oameni care au rămas în viață și care nu știau de asta. Ei au făcut totul ca să se petreacă în cele mai bune condiții. Da. Și secrete în același timp. Deși să rămână pentru secret. Că au urmat aproape un an deportări și n-au știut cei care mergeau după ei. Nimeni n-au știut. Ce a fost cel mai mare secret. Da. Cel mai mare secret. 4.000 de SS-iști înconjurat Birkenau și Auschwitz-ul. Numai cu asta, singura misiune. Mai văd filmul. Până în aprilie 44, nici un caz de dezertare nu a fost. Acești 4.000 nu făceau nimic altceva decât cu schimbul păzeau lacul să nu făcă și n-a putut să fugă nimeni. Și de aceea, și americanii și acum, când sunt întrebați, și au fost întrebați la nivel înalt, de ce n-au bombardat? De ce au lăsat? Da. Și ei cu asta vin că, în primul rând, nu exista niciodată, toți vorbeau de acum în lume, da, că ce se întâmplă acolo, dar dovadă concretă nu exista. Era secret. Pentru că nimeni... Bush, acum a spus, când a fost la Iad Vashem. Bush. Ce a spus? Că? A spus că ar fi trebuit să bombardă. Da, pe acum adevărul ăsta este că Roosevelt a dat dispoziție să meargă în recunoaștere. Da. Armata ca să bombardeze. Și au venit și a spus că sunt... Și există raportul celor care au fost acolo că sunt... Sunt obiective mai urgente, acum nu pot să facă de fapt. Nu trebuia să bombardeze în matalea ferată. Una și a spus că, pe de a doua, al doilea argument a fost că ar bombarda și ar muri foarte mulți acolo. Și atunci s-a spus, nu trebuia neapărat. Deci nu s-au bombardat căile ferate. Căile ferate, sigur. Mai ales pentru... Dar dumneavoastră atunci de pe peron putea să fugiți, că nu vă puteau observa. Nu se putea. Acum se intra pe poarta... Am înțeles. Asta era deja în incintă, trenul, da. Cu toată... Mai ales, nu fost tot de linia. Așa, dar când am văzut cei din Argeaș și din Ungaria, da. Atunci, în 51 de zile numărate, au intrat și au fost... exterminați mai mulți decât toți cât au fost de-a lungul anilor, dar cât a funcționat atunci. Și atunci când au venit, a fost special toți care a fost comandantul lagărului, a fost la Budapesta de două ori să se pună de acord ritmul de livrărilor. Trei livrărilor, din păcate, așa poate bună expresia. Ne-au livrat ca pe niște animale. Dar ritmul sosirii trenurilor cu capacitatea de ardere a crematorului. Cât rezista crematorul? Absolut. Câți veneau în tot și veneau? 12.000. 4 trenuri de câte 3.000 în fiecare zi. Să vă spun o... Poftim? Cam cât, care e statistica așa, per cifra maximă? La Auschwitz, nu, există poate aici, din păcate, este o problemă. În toată propaganda care s-a făcut, da. În toată asta de-a lungul anilor, două greșeli s-au făcut. Una că s-a spus că la Auschwitz au fost arși 4 milioane și jumătate de evrei, ceea ce nu este adevărat. Adevărul este că în Polonia, numai în Polonia, au fost peste 3 milioane de evrei. Toți au murit, câteva sute de mii s-au salvat și au fost arși, dar nu la Birkenau Auschwitz. Încă înainte de Birkenau Auschwitz, polonezii, evreii de acolo au fost arși, dar primitiv. În camere de câte 10 oameni băgau gaz de eșapament de la tancă, da, și murea. Însă când s-a făcut ăsta modern, numai cu milioane și jumătate de oameni, din care peste 90% evrei. Asta este cifra a milioanelor. Dar cifra... Pe acum de 70 de ani, atunci era repsația, de 7 ani, toți au fi. Așa e și la noi, da. Și așa e și la Cluj, și așa e peste tot. Este clar.
le arăt eu imediat. Ați întâlnit-o ieși eu, Menachem Sofernek. Menachem Sofernek hívta a rabit, volt egy ieși, magyarul mondja, magyarul. Lehet mondani magyarul, akkor lefordítjuk. Egy ieși volt, ortodox rabi volt, volt egy nagyon több, mint 100 hallgató, úgy emlékszem. És ez lányiskola volt? Azok nem, lány? Nem ebben az épületben van. Nem ebben? Nem, ez polgári zsidóiskola. Igen. A román időben is, aztán a magyar időben is. Négy év alatt. És hon volt ez az iskola, ahol ezek a gyerekek meghaltak? Melyik iskola? Ez az iskola volt, ebből az iskola. Ja, azt téged, ez? Innen vitték, nem volt jesiva. Ja, csak mi volt? Zsidó iskola volt? Zsidó iskola volt, nem csak zsidó tanultak, románul, mindenféle. Ja, ez mindenfajta iskola volt. Mindenfajta iskola volt, a zsidó gyerekeknek volt. Na, értem, de akkor zsidó gyerek, zsidó iskola, értem. Az igazgatót hogy hívta? Az igazgatót hívták Moskovicsnak. Moskovics a fia velem volt a fogságban, szegény ott is maradt. A nővére, vagy a húga még él itten. Itten él a húga neki, igen. Az ott maradt Feodóziát. De az első hónapokban. Szegények kikot elpusztultak. Ez egy zsidó iskola volt. Itt elől, ahol van az igazgatóság az iskolának, ott lakott ennek a hitközségnek a rabija, azt úgy hívták, a dr. Lővi Ferenc, híres teológus volt, híres rabi volt, 40 évig vezette azt a status quo hitközség volt. Tehát a templomokban jártunk, ez egy status quo, konzervatív, nem volt neolog, nem volt se neolog, se ortodox. Vezette, és ami ritkaság volt a rabik között, ez egy nagy cionista volt, ez a rabi. Támogatta cionista mozgalmakat abból a periódusban. Nagy cionista volt. És őt egy is együtt deportálták a másik rabival, az ortodox rabival, a Sofernek hívták, mert átom Sofernek. Egyik se tért vissza. Már nem is voltak. Idősebbek voltak. Idősebbek. És egy lánytestvérem is van. Na, ott vannak mind Amerikában. Apukámnak volt egy testvérem is, Pinci. Ő visszajött, ő is munkaszolgálatban volt. De nem került fogságba. Nem került fogságba, ő visszahazajött 45-ben, hogy ő Mátházember volt, onnan, mert arra, igen, nem hogy deportálták, munkaszolgálatban volt, de akkor volt az a... Átadták a németeket. Igen, mikor ment, volt az a hosszú... Ez az iskola, amit minden javakat visszaadnak a hitközségeknek, és van ez a karitáté, aki átvész a zsidó, volt tulajdonokat, ami a hitközségeké volt. Igen. Folyik a harc ezért az iskoláért, hogy vegyék vissza. Igen. Van nekem egy ilyen rögeszmém. Ezt az iskolát nem kéne elvenni. Maradjon itt, mert ez... Ez ennek... maradjon meg, mert ez az egyetlen iskola az egész országból, ahol a kicsi gyerekek 60 éven keresztül látták azt a látták, hogy mi történt. És tudnak róla, és tudják, hogy miért van az ott. Miért van ott? Mert megkérdezték, és a tanárok engem mondják, hogy mi történt. Azok a gyerekek mind meghaltak. Egy kalapotak be. Rendkívül. Igen, mert ha visszakapják, akkor mit fognak vele csinálni? Vagyják valakinek is. Castrada asta se fie demolată, da. Înainte de Revoluție. Așa. A intrat în planul demolare și această școală. Da. Și atunci ne-au preocupat pe noi, de la comunitate, să salvăm memorialul ăsta, tava asta, armoros. Și am vorbit și cu inspectoratul că dacă ajunge acolo, și deja am căutat și locul unde să-l mutăm. Slavă Domnului că n-a intervenit, că a uit 89, strada a rămas așa cum a fost. Așa că... Și școala a rămas. Însă da. Trebuie foarte multe investiții. Noi am cerut acum primăriei să aprobe procesul ăsta. Procesul cu catolicii? Nu cu catolicii, cu noi. Dar nu cunosc nimic. Nu? Absolut nu știu ce mie proces mi-a, este. Mie mi-a spus că... Primarul știe ceva? Primarul n-a putut. Dar am vorbit și cu primarul. Deocamdată nu știe exact, dar spune că în prima fază, da. Caritatea care are procesul, Caritatea, a pierdut și a făcut recurs. Nu am cunoștință, domnul Auș, nu știu ce proces este, nu ne-a chemat niciodată nimeni în proces, că nu suntem noi parte
ce este primărie, sigur că da. Noi suntem doar administratorii. Eu personal sunt partizanul dumneavoastră. Dar oricum, dacă nu exista școala și dacă nu ne-am fi îngrijit, n-ar arăta așa. Da. În fiecare primăvară trebuie să... Acum am cerut să punem termopane. Aici a stat între tine rabinul Levi Francis, doctor Levi Francis. El a fost rabinul acestei comunități care se are sinagoga unde am fost. Și a locuit aici, rabinul, în această plăbire. Se pare partea asta lui. Noi am propus să ne pună termopane, geamuri, să schimbăm ușile, dar să știți că nu vrea să facă nimeni investițiul nostru până când nu știe care-i soarta școlii. Oricum, în fiecare an, toți banii care se repartizează pentru... Eu atunci am dat anuari, v-am zis că am dat anuari. La Sâmișoara? Da. Este unul singur, de 94 de ani, ca ultimul moritan, de Sâmișoara. Și un domn... Mușlet de Pariga, fiți? Ce-i cezărhară? Era făcut asta. Auzi acolo. De Isaac Martin, un sculptor vestit. Se vede de că lucrarea asta. Și nici n-a fost bani? Era, nu a fost bani, a fost în gips. Și este și acum la Muzeul de Istorie din București. Există un exemplar, mărimea originală, și unul este aici în cimitir. În cimitirul ăsta.